Bună ziua! Dragi prieteni, tocmai am încheiat ședința biroului executiv al Partidului Democrat. Această ședință a fost precedată de o consultare amplă cu colegii noștri din teritoriu, cu toate organizațiile teritoriale a Partidului Democrat. Și acum urmează să vă aduc la cunoștință poziția și deciziile Partidului Democrat din Moldova, luând în considerație ultimele evenimente politice. Partidul Democrat din Moldova consideră că în ultimele zile am asistat la un dezmăț total în Parlamentul Republicii Moldova. A apărut o creatură monstruoasă care a călcat în picioare legea, Constituția, dar și bunul simț. O creatură care a reușit ceea ce părea neverosimil, să aducă hoții de miliarde la guvernare. E sfidare față de oameni și e o sfidare față de țară să-ți bați joc în așa mod de acest popor și de politica țării în general. E o sfidare să-i aduci la guvernare pe cei care au furat această țară fără jenă. Pe lângă proiectele antisociale, schemele criminale și legile împotriva țării, în doar două zile, această coaliție monstruoasă a reușit să ne strice relațiile cu doi parteneri strategici: Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Nici măcar avertismentele partenerilor externi nu îi pot opri. Partidul Democrat a trecut printr-un proces amplu de reformă și s-a curățat de elementele toxice care în trecut au prejudiciat imaginea partidului și a oamenilor corecți din echipa Partidului Democrat, nu pentru ca să-i vedem astăzi cocoțați în prezidiul Parlamentului sau în fruntea comisiilor parlamentare. Nu pentru asta am muncit noi până acum, ca să ne vedem biata țară îngenunchiată, suferind la cheremul unor bandiți ordinari. Nu știm ce concluzii au făcut socialiștii din rezultatele de la alegerile prezidențiale. Pentru noi însă e foarte clar că oamenii nu vor hoți la guvernare. Oamenii și-au dat votul pentru schimbări, pentru altfel de politică și altfel de politicie. Și acest vot, stimați prieteni, trebuie apărat. Dragi membri și susținători ai Partidului Democrat, dragi prieteni, vă îndemnăm să ieșim duminică în piața Marii Adunări Naționale și să apărăm votul celor care vor altfel de politică. Dacă și pe dumneavoastră v-a dezgustat profund dezmățul din Parlament, dacă și dumneavoastră nu vreți hoți la guvernare, vă îndemn să ieșim duminică și să spunem acest lucru clar și răspicat ca să ne audă și ei. Vă îndemnăm să fiți prudenți, să purtați mască și să o purtați corect, să respectați distanța fizică și să aveți grijă de voi. Sănătatea e importantă. Importantă este și țara pe care suntem datori să o apărăm. Să spunem clar și răspicat că noi vrem altfel de politică, fără scheme obscure și hoți de miliarde la guvernare. Cum spun tinerii democrați, dragi prieteni, să îndrăznim să apărăm securitatea națională a Republicii Moldova. Să îndrăznim să apărăm valorile naționale ale noastre, să îndrăznim să apărăm parcursul european a Republicii Moldova. Vă mulțumim!